cunoașterii, nu glumesc, este aceasta. Și domnul profesor universitar Ștefan Iancu, care este titularul Academiei Marilor Științe din România, are un articol întreg scris pe tema cărții domnului Drăgănescu, iar titlul este fix acesta. Societatea informațională, de ce stăcândire pentru a evolua societatea a cunoașterii? Deci, asta este baza. Avem această societate informațională în care suntem și ne trebuie gândirea, ne trebuie mindset-ul specific. Mindset care poate fi influențat de foarte, foarte multe lucruri, inclusiv de acel social mode de care spunea, pentru că este foarte greu când o întreagă populație se află pe o anumită vibrație, tu să reușești să transcenzi, să ajungi într-o altă vibrație, ca să poți să ajungi într-o societate a cunoașterii. Bănuiesc că noi, cei care ne aflăm astăzi în această cameră, cu pregătire cei tineri, încercăm să ajungem în această societate a cunoașterii și sperăm că și reușim puțin. Bun. Să facem acest salt. Am ajuns la cunoaștere. Dar, până la urmă, ce înseamnă cunoașterea? Ce înseamnă această societate a cunoașterii? De ce am vorbit de informații și de ce am vorbit de gândire în această idee de a face lucruri? Pentru că această cunoaștere, în opinia mea, este o informație pusă la lucru. Este o informație din care rezultă ceva. Am încercat să fac acest drum ca să înțelegem așa, oarecum mai ușor, nu? Noi doi, cel puțin, să dăm un sens prezentării. Deci, cunoașterea este acest lucru fără de care nu poți obține noi tehnologii, nu poți obține noi informații. Cunoașterea îți dă voie, în primul rând, să faci schimb de aceste informații și vedem acest lucru, în primul rând, în această dezvoltare a metodelor interdisciplinare și a interdisciplinelor, pentru că fără acestea, clar, nu avem cum să ajungem într-o societate a conștiinței. Spun eu, este opinia mea și nu numai a mea. Această cunoaștere ne ajută, iar această cunoaștere este bazată pe informație. N-ai cum să aplici cunoașterea la nimic și să-ți iasă ceva. De asta este foarte important să conștientizăm unde ne aflăm și să aplicăm această cunoaștere, să dăm informații o formă. Ce presupune societatea cunoașterii? Și avem aici extras din cartea lui Drăgănescu, în primul rând, extinderea și aprofundarea cunoașterii științifice și adevărului despre existență. Aici chiar am vrut să le iau așa, pentru că eu, unul clar, nu le-aș fi spus mai bine. Utilizarea și managementul cunoașterii existenței sub forma, existente sub forma cunoașterii tehnologice și organizaționale. Din nou, ce încercam să spun și mai înainte, acest management și acest schimb de cunoaștere și de idei este foarte bun și este necesar pentru a merge mai departe. Producerea de cunoaștere tehnologică nouă prin inovare. O diseminare fără precedent a cunoașterii către toți cetățenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate internet, carte electronică și metode de învățare prin procedee electronice. Iar am lăsat acesta pentru ultimul slide al cunoașterii, pentru că mi se pare probabil unul dintre cele mai importante elemente. Societatea cunoașterii reprezintă o nouă economie în care procesul de inovare, capacitatea de a asimila și converti cunoașterea nouă pentru a crea noi servicii și produse devine determinat și în care, spre deosebire de vechea economie în care bunurile tangibile primau, o nouă economie contează, în primul rând, activele intangibile, nemateriale, greu de descris și mai ales de cuantificat și măsurat, dar care au valoare, generează valoare. Și aici, sincer, mie mi-e foarte greu să comentez pe acest subiect și sper că domnul profesor să ne ajute, mai ales cât de vorba de economie și nu vreau eu să-i duc în eroare sau ce știi ce să zic, pe ce idei am, dar mie acesta mi s-a părut cel mai important pentru că, până la urmă, o nouă economie alături de tehnologii noi și alături de lucruri noi ne-ar ajuta extraordinar de mult. Dar fără o nouă economie, eu cred că și tehnologiile și chiar restul încercărilor noastre sunt un pic anunțate. O să încep să răspund eu în prima fază, chiar dacă l-ai rugat pe domnul profesor. Pentru acest lucru există o bază. Se numește economia. Un nou sistem economic. Noi avem un sistem artificial în prezent, sau cel puțin asta considerăm. Asta reușim să vedem. Cu reguli tehnice, reguli controlabile, cu un consum foarte mare de resurse. Iar acest consum de resurse crește exponențial. De fapt, un raport al grupului de la Roma din anul 2007 arăta că 70% din PIB-ul global este poluare. Voi încheia? Înainte de a-i ceda microfonul domnului profesor, un citat din David Attenborough.
un renumit biolog, care spune în felul următor: cine crede într-o creștere infinită, creștere economică infinită, pe o planetă cu resurse finite, este ori nebun, ori economist. Vă mulțumesc. Da, domnul inginer, la această chestiune. Sigur că atunci când vor fi discuțiile și va interveni Costică, el are observații însă și asupra termenului de societatea cunoașterii, având de exemplu de la turnul Severin, dar vreau să, odată să mă refer la această încercare de definiție a profesorului Iacob. Problema că în rândul economiștilor au fost o discuție aprinsă legată dacă există o nouă economie sau nu există, dacă nouă economie legată de inovare sau numai de aceste intangibile materiale. Într-adevăr, lucrând și în cadrul, să spunem, comunicării, științele comunicării, pot să pun, de exemplu, o triadă care există și fantastică și fulminantă, și anume credibilitatea, a doua este legată de imagine și a treia este legată de reputație. Acestea sunt variabile comunicaționale intangibile. Dau un efect asupra organizațiilor extraordinar de puternice, mai ales în mediul de afaceri. Și știm ce înseamnă o depreciere sau, să spunem, o alterare a imaginii vis-a-vis de... Acum la Davos în ianuarie, o celebră firmă care face barometre de credibilitate, și anume Edelman Trust Barometer, arată că această credibilitate care pe undeva, probabil Costică va dezvolta lucrul ăsta, vine din credință, deci încrederea este la pământ, nu numai în instituții de ordin politic sau de ordin, să spunem, constrictiv, dar în mediul de afaceri și de asemenea vitalii, inclusiv în știință. Să ținem, vă aduceți de aminte, în anul trecut, Florin spunea despre ascensiunea și ritmul rapid al cercetării aplicative și mai discutam cu Broșet. Aia este supusă profitului. Când a fost întrebați acum printre altele, și anume, credeți că această cercetare e supusă pentru binele comun al omenirii sau pentru profit? Și sigur, peste 74% lui pentru profit, și atunci cercetătorii sunt bine plătiți pentru a obține fel de fel de inovații și aplicarea lor, imediat ritmul de aplicare este mare, și doar 16% că este pentru binele omenirii sau binele comun această cercetare. Plus responsabilitatea folosirii rezultaților cercetării, care adesea prețul lui Costică le ridica. Oricum, sunt controverse puternice. Dacă ne uităm pe internet, George Soros a înființat la Berlin un institut pentru noua economie și acolo sunt fel de fel de puncte de vedere a unor mari economiști. Și pe unde știți și voi, în plan online, există și Wall Street, această publicație, nu, cu mulți jurnaliști, și de subtitlul este pentru o nouă economie. Sigur, lucrul ăsta poți să-l legi de o nouă paradigmă, poți să-i spui străpungere, cum a zis Florin, sau poți să-i spui economie, dacă accepți că această nouă paradigmă în plan social-economic este bună și e legată, de fapt, de societatea conștiinței. În final, aș vrea să spun că, de fapt, este o lege a cauzelor și efectelor, cum spunea Jim Rohn, acest filozof al lumii afacerilor, și anume, la intrare avem gânduri, deci avem și gândire, avem atitudini și avem comportamente. Adică, lăuntrul și exteriorul. Faptele sunt exteriorul, lăuntrul, interiorul. Dialectica aceasta, interior, exterior. Și la ieșire avem stilul de viață. N-am mai discutat la cafenea data trecută, în 2014, despre stil de viață. Au fost și colegi care au realizat acest lucru. Deci ieșirea depinde de intrare. Atunci, sigur că în centru chiar există un lucrător în planul dezvoltării personale,
Atitudinea este tot. Atitudine înseamnă alegere, atitudine înseamnă liber arbitru, atitudine înseamnă opțiune și, de fapt, înseamnă conștiință, înseamnă bine, rău, înseamnă traiectorie sau alta, înseamnă salvare sau colaps, punctul haosului, punctul de cotitură, etc. Deci, totul se învârte în jurul schimbării, care este legat de, de fapt, conștiință. Asta am vrut să fac sublinierea la controversele continuă, dacă există sau nu o nouă economie. Mulțumesc, domnule profesor. Ok, chile de acces în societatea cunoașterii. Știu că am discutat până acum, chiar am discutat despre o societate a cunoașterii, dar trebuie să înțelegem că nu foarte mulți dintre noi chiar au intrat în această societate a cunoașterii. Am văzut foarte multe copii, mulți, în mijlocul care o acceptă, ca să spun așa, m-am uitat foarte multe ori și lucruri de genul ăsta. Deci trebuie să înțelegem că sunt câteva chei, la fel cum trecem din, cum am trecut de la societatea agricolă, cea industrială, cea industrială, cea informațională, la fel există niște chei. Să spunem, a existat niște pași de urmat. Și am acest citat. Știința se apropie de cunoașterea realității profunde. Cultura așteaptă asemenea noi străpungerea științei pentru a schimba omului imaginea sa despre sine. Atunci, multe lucruri vor începe să se limpezească, iar cultura va fi necesară omului zi de zi în toate activitățile sale. Încorporată până și în produsele intelectuale, simbioza dintre știință și umanism transformându-se din deziderat în realitate. Acum, ca să încerc să urmăresc cumva acest citat, mi-a venit în cap următorul exemplu, și anume ipoteza care, pe care am auzit-o printre primele dintre când am venit aici la cafenea și care oarecum se referă la această simbioză. Eu o văd oarecum mult mai generalist. Această ipoteză care susține că toate elementele Pământului se află într-o anumită simbioză, iar noi oamenii cumva ne considerăm niște suverani, ne considerăm niște proprietari acestui Pământ și acestei simbioze, în loc să ne considerăm ca și parte integrată. Adică trebuie să revedem oarecum imaginea noastră a omului în, în această simbioză și trebuie să ne reevaluăm statutul în încercarea noastră de a accede către o societate a conștiinței. Nu, eu sunt de părere că nu putem să accedem atât timp cât noi ne credem suverani, atât timp cât noi încercăm pur și simplu să, nu știu, să distrugem oarecum planeta și să nu ne considerăm o parte integrativă. Trebuie să fim pe aceeași lungime de undă și planeta și noi. Putem spune despre un autor că poate fi considerat genial în momentul în care lucrarea sa se aplică și peste 10 de ani. Acest lucru, în momentul de față, eu personal pot spune despre domnul academician Drăgănescu. Scrierile dânsului din anul 2003 sunt confirmate pe măsură ce trece timpul de către, din diverse surse. Am avut o discuție cu un profesor doctor din Portugalia. Sunt primul om pe care îl cunoaștem și sper că nu singurul. Vreau să zic că am fost tare surprins să vedem că simțim aceleași lucruri. Simțim același social mood al societății. Iar Drăgănescu spunea despre aceasta, că lumea aceasta este un sistem de subsisteme. Fiecare subsistem se supune și este în perfect echilibru și coordonare cu sistemul general al lumii. Erwin Laszlo ne spune altceva despre trecerea la societatea conștiinței. Ne spune că lumea se află într-un punct critic. Și cred că dacă deschidem ochii cel puțin și citim presa, ne dăm din ce în ce mai mult seama că suntem într-un oarecare punct critic. Iar ieșirea din acest punct critic, sunt două ieșiri, de fapt. Ieșirea ar fi o salvare. Noi o numim societatea conștiinței, spre care ne-am putea îndrepta, spre care am putea accede. Să conștientizăm, într-adevăr, problemele și că omul, în aceeași măsură în care este capabil de bine, este capabil și de rău. Iar cealaltă situație, conform renumitului Erwin Laszlo, este celălalt drum, ar putea duce spre autodistrugerea noastră ca oameni și distrugerea Pământului pe care stăm. Pentru că foarte multe studii spun în felul următor. Un om,
nu, casă care consumă, cât consumă cetățeanul mediu american, am avea nevoie de 3 planete ca a noastră, ca să susținem o populație la nivelul actual. Pornind de la ideea aceasta, asistăm la punctul de haos, la sfârșitul unei luni și poate la nașterea unei luni noi. Sperăm să naștem această lume nouă sau această lume nouă poate fi creată. Cum? Cu mult dialog actual, s-ar putea obține numai o societate a prefigurării societății conștiinței. Lucru spus de Drăgănescu în cartea Societatea Conștiinței. Drăgănescu susține în felul următor. Noi, ca să putem accede la următorul nivel, societatea conștiinței, avem nevoie de 3 criterii. Avem nevoie ori de o modificare biotehnologică a conștiinței umane, dar aici apare o întrebare foarte interesantă. Întrebare ce pe mine mă roade. Dacă noi ne modificăm genetic, să ne creștem capacitatea conștiinței, atunci mă gândesc la o lege a naturii care face parte din sfera common sense-ului. Iar legea aceea naturii spune în felul următor. Omul când evoluează, ceea ce primește pe o parte, pierde pe partea cealaltă. Iar domnul biolog Șerban Broșie este aici, poate spune dacă este așa sau nu. Entropia. Entropia biologicului. Dacă noi ne-am crește conștiința printr-o modificare genetică, oare ce-am pierde? Apare întrebarea aceasta pentru mine. Cealaltă modalitate de acție de către societatea conștiinței, susținută de domnul Drăgănescu, ar fi ajutorul conștiinței umane în stadiul actual, dat de către conștiința artificială. Să stabilim, să creăm inteligența artificială care să ne ajute să depășim limitările actuale și să accedem către societatea conștiinței. Ultimul stadiu este conștiința fundamentală a omului, care există deja. Culmea, primele două doar s-au prefigurat începuturile, apariția.